Doar 59 de vâlceni dintre cei care au trecut pragul centrelor de vaccinare duminică 19 decembrie au fost la prima doză de vaccin. În ceea ce privește numărul de persoane care s-au vaccinat pe parcursul zilei de ieri, au fost înregistrate 462 de persoane, 59 de persoane au efectuat doza numărul 1, deja în ultimul timp înregistrăm o scădere, cu părere de rău, înregistrăm o scădere a numărului de persoane care efectuează prima doză de vaccin, 183 de persoane au efectuat doza numărul 2 de vaccin și 220 de persoane au efectuat doza numărul 3. De Crăciun, toate centrele de vaccinare din Vâlcea vor fi deschise, anunță reprezentanții Direcției de Sănătate Publică. Singurul centru cu program de funcționare de la ora 8 la 20 este cel din Băbeni. Celelalte centre de vaccinare vor avea program de funcționare de la 8 la 14 sau de la 14 la 20. Pe parcursul sărbătorilor de iarnă, ceea ce înseamnă 25-26 decembrie, 1 și 2 ianuarie, activitatea în centre de vaccinare va continua. Programul este aleatoriu, dar în niciuna din aceste zile niciun centru nu va fi complet închis. Deci fiecare centru va avea un anumit program pe care și-l va afișa la intrarea în centrul de vaccinare, iar în toate centrele de vaccinare cu programele veți găsi și pe site-ul DSP Vâlcea. La nivelul județului Vâlcea se înregistrează în acest moment o incidență de 0,45 de cazuri la 1000 de locuitori. 80 de vâlceni bolnavi de COVID sunt izolați la domiciliu, iar alte 94 de persoane sunt în carantină în acest moment. De asemenea, în spitalele suport COVID din întreg județul sunt internați 61 de vâlceni.